Escrocii găsesc noi și noi modalități de a păcăli oamenii, iar mediul online pare a fi unul tot mai prielnic. Zilele trecute, un devean în vârstă de 24 de ani a rămas fără 1500 de lei din cont, după ce un vecin i-ar fi cerut bani împrumut pe o rețea de socializare. Surpriza a venit însă la o zi după acest episod, când tânărul a solicitat împrumutul înapoi, însă presupusul vecin nu știa despre ce este vorba, spunând că i-a fost spart contul de utilizator. Polițiștii fac cercetări într-un caz în care un tânăr de 24 de ani din Deva a rămas fără bani în urma unei înșelăciuni în mediul online. Bărbatul susține că ar fi fost contactat în urmă cu 3 zile pe o rețea de socializare de utilizatorul unui cont în mediul online, despre care știa că ar aparține vecinului său. Utilizatorul contului respectiv i-ar fi solicitat să depună 2000 de lei într-un cont bancar. După ce a virat 1500 de lei în contul indicat, tânărul s-ar fi dus în ziua următoare să ceară vecinului să-i restituie banii împrumutați. Vecinul l-a înștiințat că el nu i-a cerut niciun ban și că i-a fost spart contul de utilizator de pe o rețea de socializare. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune și continuă cercetările în vederea identificării prezumtivului autor și a recuperării prejudiciului. Vorbim despre suma de 1500 de lei pe care tânărul i-ar fi trimis în contul indicat pe o rețea de socializare, crezând că acest cont ar aparține unui vecin al său, în realitate vecinul negând orice fel de implicare în această tranzacție. Polițiștii oferă o serie de recomandări pentru a preveni înșelăciunile comise cu acest mod de operare, în special înșelăciunile în mediul online. În primul rând, este foarte important să nu divulgați date personale, numărul contului bancar sau parole de pe site-uri nesecurizate și să nu conversați cu persoane necunoscute în mediul online. De asemenea, să folosiți soluții antivirus actualizate pentru a vă proteja dispozitivele împotriva atacurilor cibernetice, iar dacă sunteți victimă sau martor al unui fel de înșelăciune comisă în mediul online, nu ezitați să solicitați sprijinul polițiștilor în vederea efectuării de cercetări.